Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei alături de invitatul meu, kremlinologul prin excelență, conferențiar universitar, dr. Armand Goșu. Bine ai revenit în Piața Victoriei, Armand Goșu. Mulțumesc pentru invitație. Una dintre explicațiile vehiculate pentru poziția Austriei față de aderarea României la Schengen este apropierea cancelarului Nehammer de Vladimir Putin, ceea ce, sigur, este un fapt, având în vedere inclusiv vizita pe care a făcut-o cancelarul la Moscova. A fost primul care s-a dus acolo după începerea tulburării din Ucraina. A circulat și poza cu Serghei Narâșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, făcută la Viena. Este așadar credibilă varianta că Putin a ordonat și Nehammer a executat în chestiunea Schengen, după cum sunt foarte mulți convinși la București și nu numai. Nu văd ce interes ar avea Rusia neadmiterea României în Schengen. Cunoscând faptul că rușii au business-uri în România și că sunt multe pașapoarte românești vândute la Moscova, chiar unor oameni din establishmentul de la ministere, diverse structuri acolo, cred că interesul lor e mai degrabă ca România să intre în Schengen, ca România să fie blocată de la a intra în Schengen. Și sigur, și mie îmi sună destul de conspiraționist. Asta nu înseamnă că în măsura în care apar niște probe, nu o să recunosc și eu evidențele. Deocamdată nu văd probele, văd niște declarații făcute de oficial român care arată cu degetul spre Rusia, fără să am învățat de 50 de ani, încă de la Ceaușescu sau chiar de la Gheorghiu Dejdi, 54. Am învățat să dăm vina pe Rusia, pe Uniunea Sovietică, pentru neîmplinirile interne române. Deci e un fel de a scăpa de răspundere. Nu cereți mie să nu mă responsabilizați pe mine pentru acest eșec de politic internă, externă, ci de vină e Rusia. Asta mi-amintește de o caricatură, un cățel în care care a făcut în sufragerie un dezastru, așa, perne peste tot, au dat perdelele jos, televizorul s-a spart și scria acolo, Rusia e de vină. Rusia e de vină în multe lucruri, dar nu e de vină chiar în toate. Nu putem totul explica prin intervenții rusești. Bun, sigur, Rusia ar putea fi interesată ca România să se extindă, deci oamenii ei din România să fie avantajați de această apropiere și mai mare de Occident. Pe de altă parte, așa după cum spunea comisara Johansson, de exemplu, în dezbaterea din Parlamentul European, faptul că Uniunea Europeană este într-o criză provocată de această singularizare a Austriei și de faptul că Austria, prin refuzul ei, a pus sub semnul întrebării seriozitatea, importanța unor decizii ale unor foruri europene, Comisia Europeană, Parlamentul European și solidaritatea corului european. Aceste lucruri, după cum spunea comisara Johansson, nu-i folosesc, Armand Goșu, lui Vladimir Putin? Nu este el avantajat? Îi folosesc lui Vladimir Putin în măsura în care ostilizează țările între ele, arată ineficiența mecanismelor comunitare, arată faptul că sunt țări în Europeană care încalcă reguli, comportamente, fără să suporte niciun fel de consecințe. În punctul ăsta de vedere, sigur că Rusia are interes, oriunde e posibilitate de conflict, Rusia vine și le exploatează în sensul ăsta, da. Accept că Rusia e interesată și speculează orice conflict în orice instituție, că e Bruxelles UE, că e Bruxelles NATO, că e ONU, că e ONU Geneva. Deci sigur că Rusia folosește orice se poate pentru a băga zânia, pentru a adânci aceste tensiuni, a le crește, a le amplifica. Dar, Armand Goșu, este un adevăr că Austria este o placă turnantă, Viena în mod special, o placă turnantă pentru Rusia în Europa? E vorba chiar de tratamentul pe care l-au oligarhii ruși în Austria, care nu este la fel de sever ca în alte țări ale Uniunii Europene.
Trebuie să țineți cont de faptul că Austria are un specific anume, de acolo s-au retras trupele rusești sovietice în 1955, Austria este o țară neutră, o țară neutră în centrul Europei, cum a fost Austria. Viena până în 1955 a fost o capitală împărțită între sovietici și occidentali. Deci au avut un alt tip de comportament sovietici în Austria și un alt tip de relații care s-a dezvoltat în timp între, să consideră că Viena e placa turnantă a spionajului sovietic și acum rusesc. Sigur, la Viena, pe aeroportul din Viena sunt schimbați prizonieri, agenții ruși, sovietici cu agenții americani, cu occidentalii. Deci astea sunt lucruri evidente, le știm din istoria recent sau mai puțin recent, asta nu pot fi contrazise. În același timp, să spui doar Austria, uite Austria ce probleme are, mi se pare puțin forțată, pentru că nu la Viena, ci la Ankara s-au întâlnit Narishkin cu Burns acum o lună și jumătate. Sunt și alte țări implicate, țări care nu sunt neapărat neutre, țări care sunt membre NATO în tipul ăsta de iar. Apoi, din punct de vedere politic, politico-militar, e foarte important să păstrezi un canal de comunicare cu Rusia. Nu cred că acest canal e Austria, pentru că Austria e neutră și Austria, la rândul ei, nu se bucură de încrederea occidentalilor. Și probabil acest canal, nu știu, poate înainte a fost Finlanda, acum e Turcia, se folosesc alte linii de comunicare decât Austria. Ce aș mai spune aici, faptul că serviciile secrete austriece au o foarte scăzută credibilitate în fața omologilor lor occidentali. Știu de pildă că americanii nu colaborează de mulți ani cu serviciile austriece și că serviciile austriece au fost momente în care s-au comportat ca niște anexe ale serviciilor secrete rusești. Amintiți-vă, doar acum 5-6 ani îi urmăreau pe ziariștii care anchetau afaceri tenebroase în Rusia, e vorba de ziariștii Bellingcat, care locuiesc în Viena și care erau urmăriți, monitorizați de serviciile secrete austriece la cererea serviciilor secrete rusești. Deci Austria, într-adevăr, se comporta ca o anexă a unui stat nu de-a dreptul criminal, cum e Rusia. Cu toate acestea, spui... Asta-s evidenție, atenție, deci aici nu pot discutăm să... Discutăm de fapte, sigur. Cu toate aceste fapte, cu toate că, sigur, cancelarul Nehammer a făcut un joc de politică internă absolut mizerabil în raport cu, nu doar cu România, ci cu restul Uniunii Europene, vorbește despre un eșec al politicii românești, un eșec al statului român și ai folosit acea imagine foarte plastică a cățelului care distruge casa și dă vina pe Putin pentru asta. În ce constă acest eșec? Pentru că oficialii români se apără și spun, dom'le, orice am fi făcut noi nu puteam trece de Austria, orice am fi pus pe masă n-au vrut să accepte. Nu știu. Poate că au dreptate, asta înseamnă că capacitatea de negociere a statului român este foarte scăzută. Asta pune o problemă. Băi, ce căutați la manete la București dacă voi nici din punct de vedere al imaginației, nici din punct de vedere al relațiilor pe care le aveți în leadership european, nu sunteți capabili să... Deci totuși suntem aproape la sfârșitul, mai avem cât mai are de mandat președintele Iohannis? 2 ani. Bun, după 8 ani de mandat în care practic nu lasă nimic în urmă sau e pustiu, e gol, sunt depus aici niște întrebări foarte serioase. Cum să ratezi Schengen într-o situație politică, într-un context atât de bun? Păi tu nu mai prinzi un context atât de bun. Deci în vară eram considerați ca fiind siguri intrați în Schengen. Am avut, nu, e un context regional care avantajează România, războiul din Ucraina. Ai avut refugiați care au trecut prin România. Unii au și rămas aici. România s-a comportat absolut decent. A făcut impresie foarte bună la Bruxelles. Se știa că relațiile între România și Ucraina nu sunt cele mai bune. Totuși România nu a basculat înspre un comportament de tip Ungarie ca să devină anti-ucrainian, să blocheze ajutoarele pentru Ucraina. Deci România putea să primească
niște avantaje, nu? Să-și negocieze din vreme. Uite că n-a făcut-o și uite că acum constatăm că a ratat acest moment de maximă oportunitate. Eu nu cred că vom mai avea. Eu mi-amintesc de pildă 2011, ce dificil a fost atunci cu Sarkozy să negociezi o intrare în trept, aeroporturi, porturi, drumuri feroviare, drumuri rutiere, tot așa etapizat. Și din cauza crizei din vara, politice interne din vara lui 2012, România a ratat. Deci după 10 ani, în sfârșit, pe un context politic, nu pe negocierea ta cum a fost atunci, da? Pe un context politic regional extrem de favorabil, tu să ratezi. Deci e o problemă aici de leadership, dacă vreți. Cum să spun, încă o probă de faptul că statul român a devenit extrem de mediocru. În sau și în politica externă. Armand Goșu, Putin, obsesia imperiului. Este titlul celei mai recente cărți pe care ai lansat-o la editura Polirom. Este de altfel și unul dintre cele mai vândute titluri ale editurii. Cartea face parte dintr-o serie alături de Rusia, o ecuație complicată și între Napoleon și Alexandru I. În Putin, obsesia imperiului, a adunat texte scrise despre regimul Putin vreme de 17 ani și care, iată, sunt la fel de valabile și astăzi, cu alte cuvinte, nu te-ai înșelat. Și atunci te întreb pentru un om care urmărește foarte atent tot ce se întâmplă acolo până la ultima nuanță, care citește presa rusă, care urmărește televiziunile ruse, care a învățat să citească pe chipuri, să citească pe grimase, pe gesturi, pe mâini, pe orice. Este Putin un personaj, până la urmă, mai predictibil decât ne-a fost vândut până acum? Ca un monument de impredictibilitate? E greu de spus dacă spune că nu m-ar contrazice volumul acesta. În același timp, sigur că asta presupune pe perioadă foarte lungă să te ocupi de anumite dosare, anumite spații ca să ajungi să le simți până la urmă, nu doar să cunoști niște detalii. Nu cred că Putin este total impredictibil, în același timp nu cred că Putin este irațional. Mi se pune întrebarea asta și o spun tot timpul ca să evit discuțiile și nuanțele, spun da, e irațional, da, e impredictibil. De fapt, adevărul e că nu e nici irațional, nu e nici impredictibil, dar e în logica lui de raționalitate și în logica lui de predictibilitate. Pentru că Putin este un tip care ia un anumit set de decizii pe baza unor informații care trebuie să știi de unde vin acele informații, să știi cine îi pun pe masă acele informații, să știi care e pregătirea acelor oameni care îi fac acele dosare și îi levansează, să știi care e nivelul lor de educație. Ori asta sigur cere timp în bibliotecă, timp de urmărit surse deschise din spațiul rusesc, dar altfel Putin e rațional, dar în tipul lui de raționalitate. El gândește ca un ofițer de informații orice mișcare politică și el se bazează pe informațiile care vin din spre serviciile secrete, diversele servicii secrete. Ori, tu trebuie să știi, dacă vrei să faci o analiză pe Putin, cam ce informații poate să-i dea milițienii lui Putin. Nu vă închipuiți că sunt niște somități, noi de multe ori exagerăm și gradul de inteligență a serviciilor. Bun, nu mă refer la cele românești, mă refer la cele rusești și considerăm că sunt imbatabili. Nu sunt deloc imbatabili, fac prostii ca orice serviciu secret militarizat din orice stat mai mult sau mai puțin democratic. Diferența între noi și ei este că totuși chingile clubului occidental te obligă la un anumit tip de comportament, îți sancționează derapajele și te obligă să respecti niște reguli democratice și
chiar dacă nu e o democrație perfectă, nu e o democrație electorală, deci până la urmă liderul răspunde electoral în fața populației pentru gafele lui. Și în această carte, în Putin, obsesia imperiului, scrie așa: chiar dacă războiul va mai dura, soarta lui este decisă. E greu de imaginat un scenariu plauzibil în care Rusia iese învingătoare. Sunt tot mai multe semne că sfârșitul regimului Putin se apropie. Care sunt semnele acestea, Armangoșu? Pentru că războiul continuă. Putin, deși din timp în timp presa occidentală îl dă, ba bolnav, ba căzut pe scări, iată-l rezistând foarte bine, și fizic, și sub aspectul puterii politice. Care sunt semnele atât de clare ale acestui curs fără altă variantă și a războiului și a regimului Putin? Principalul semn e faptul că nu, tipul de construcție a regimului politic de la Moscova. Un regim Putin nu poate suporta înfrângerea militară. Putin poate supraviețui la Kremlin atâta vreme cât el este victorios. O înfrângere militară în momentul în care ajunge să fie considerată înfrângere de către publicul din Rusia, iar mina întregul regim. Deocamdată suntem într-o logică de război. Putin încearcă să transmită populației ideea că Rusia e atacată, că Rusia e victimă. Nu e atacată de Ucraina, e atacată de Occident. Și încearcă să mobilizeze populația pe modelul 1941. Nu? Ce a făcut Stalin atunci? O întreagă țară se ridică la luptă împotriva fascismului. Evident, fascisti sunt și în Ucraina. Evident, Putin spune că a atacat Ucraina ca să denazifice Ucraina. Deci, deocamdată, populația din Rusia, unu, nu reacționează pentru că e în plasa propagandei rusești și, doi, e pur și simplu atitudinea publicului din Rusia, care public nu e nepăsător la ce se întâmplă. Deci acest dezinteres, această lehamit manifestată de public, sigur e foarte păcătoasă. Dar în cazurile cum e Putin, cum sunt alte regimuri de tipul ăsta, schimbarea nu se produce în momentul în care oamenii ies în stradă. Oamenii ies în stradă. Haideți să comparăm pentru ascultătorii Europa FM cea mai simplă comparație, cea mai la îndemână, cu Ceaușescu, nu? Bun, au ieșit în stradă oameni la pe Valea Jiului, au fost mineri 77, au ieșit 10 ani mai târziu la Brașov, nu? Cum a picat regimul Ceaușescu? Regimul Ceaușescu și când? Abia în momentul în care la nivelul elitei comuniste din România, la nivelul serviciilor secrete, structurilor militarizate, s-a produs acea ruptură, acea trădare la nivelul elitei, nu, elita a cedat, a intrat într-un... Ori asta se așteaptă acum în cazul Rusiei. Sunt semnele unei asemenea trădări din partea elitei? Nu, deocamdată nu, poate că nici socotelile occidentalilor nu au fost întotdeauna corecte, sau poate că Putin, ca om care știe să se pricepe la operațiuni de tipul ăsta, la supraveghere, e suficient de bun ca să evite o defecțiune majoră. Pentru că trebuie să fie o defecțiune majoră la nivelul structurilor militarizate. Doar după o defecțiune majoră, după o trădare a unei părți din elita militarizată a Rusiei, poți să imaginezi o, nu neapărat lovitură de stat sau ceva care să semene cu o lovitură de stat, ceva la nivelul palatului, la nivelul elitei, să-l forțeze pe Putin să facă un pas în urmă, să caute un succesor, să mimeze un fel de transfer de putere, să-l manipuleze, să-i creeze iluzia că ar putea scăpa. El ce poate să ceară? El va cere securitate. El va cere să impunitate, să nu fie dus la Haga, să fie judecat pentru crimele din Ucraina. Atunci se gândește, cine poate lui să-i asigure această impunitate? Păi are nevoie ca din partea succesorului lui și a celor din jurul lui
să aibă garanții suficient de puternice, mai că situația de astăzi din Rusia nu e atât de clară încât un succesor va supraviețui, cât va supraviețui. Și Putin va cere niște garanții și din afara Rusiei, adică se gândește la Occident, se gândește la America, spune, situația e disperată, nu mai am ce să fac, elita presează asupra mea. Eu vreau garanții și din partea străinilor că nu voi termina ca Milosevic la Haga într-o celulă. Suntem în Piața Victoriei împreună cu kremlinologul Armand Goșu. Îmi spui, Armand Goșu, că trebuie să existe o combinație între enervare populară și o trădare la nivelul establishmentului, să, cele două să fie împreună. Spune că poporul nu reacționează. Totuși a existat un moment în care poporul a dat niște semne de reacție, și anume în momentul acelei mobilizări parțiale, în care oamenii au arătat că el se apropie de o anumită limită. Bun, există la nivelul populației o rezistență surdă. Nu o să vedeți lumea ieșind în față, pentru că e normal să facă, ține de comportament uman, nu? Până la urmă încerc să salvez piele. În același timp, faptul că au fugit sute de mii de tineri care puteau fi încorporați, au fugit în Kazakhstan, au fugit în Georgia, au fugit în Armenia, au fugit în Occident. Faptul că începe un soi de rezistență la această mobilizare. Oamenii, bărbații, nu se mai duc la servici, tinerii nu se mai duc în magazine, nu deschizi ușa când nu îți bate cineva la ușa apartamentului. Ăsta e un tip de... Și apoi mai sunt informațiile care se fac publice pe rețelele sociale, pentru că noi totuși aflăm informații multe, de pildă. A fost ucis un tânăr care a fost recent mobilizat din nu știu ce regiune. Afli de la familia lui, pentru că postează informații despre el. Spune când s-a dus la Voencomat, asta înseamnă comisariatul militar, de acolo, unde l-a trimis, la ce unitate să-l pregătească. De acolo, a avut, n-a avut uniformă, a fost antrenat, n-a fost antrenat. Când a fost trimis, în ce zonă a fost trimis pe front, când a murit. În momentul ăsta avem nume, prenume, dată la care a fost mobilizat, locul în care a fost trimis, când a murit, în ce împrejurări a murit și dacă a fost recuperat trupul, unde este îngropat. Știm mii de cazuri, deci nu e vorba de unul, două. Faptul că populația transmite aceste informații, iar cineva le poate monitoriza din afara Rusiei, mi se pare totuși un detaliu important. Acum, la nivelul elitei rusești, problema cu elita rusă este că elita rusă, timp de 20 de ani, Putin a avut timp să tot să selecteze. Au fost valuri de, nu de tipuri de represiune din vremea Marii Terori a lui Stalin, dar au fost tipuri de represiune, de control asupra elitei, de curățare a elitei, și au rămas, în general, oameni fideli lui Putin. Gândiți-vă că elita rusă, prin infuzia de silovichi, oameni care provin din servicii, din structurile militarizate, nu mă refer doar la servicii secret, ci și Minister de Interne și Armată, elita rusă a fost parțial militarizat. Cei mai bogați oameni din Rusia astăzi, seci și alții, provin din KGB. Nu mai vorbim despre aceeași oligarhie care acum 23 de ani era activă, era implicată politic și de fapt l-a adus pe Putin la putere. Pentru Putin e copilul oligarhilor ruși. Da, dar asta înseamnă că de fapt în Rusia nu există o opoziție în sensul în care o înțelegem noi, în sensul occidental al termenului. A existat, vorbești în carte despre puținele semne de opoziție, vorbești în carte despre Alexei Navalny, care acum este în pușcărie. Deci nu avem nimic a spera din partea acestei firave opoziții din Rusia. Când se va termina, Putin va veni tot un regim desprins din regimul Putin? Asta e perspectiva? Poate că da, n-am un răspuns aici, sunt mari șanse să fie ceva
de genul celor spuse de tine. Eu nu mi închipui, de pildă, în acest moment că iese Navalny din închisoare și vine la Kremlin, exclus așa ceva. Putin a urmărit distrugerea sistematică a opoziției în ultimii 22 de ani. Practic, orice opoziție, cât de cât credibilă, care ar fi putut deveni credibilă la nivelul Rusiei, dar și la nivel internațional luată în seamă, a fost distrusă. Au fost operațiuni speciale de compromitere a liderilor opoziției, au fost operațiuni speciale de îndepărtare a lor, au fost morți suspecte aici. Deci, în acest moment, uite, ca și în vremea lui Ceaușescu în România, unde practic securitatea nu a permis niciun fel de dizidență sau foarte mică dizidență, tu ai ajuns în situația să ajungi, deci în momentul schimbării politice sau schimbare de regim, și tu să n-ai ce să pui în loc. Și evident, ca și în cazul României în decembrie 89, în loc o să vină tot niște oameni din structurile militarizate, sau cei care o să vină din afara structurilor militarizate au nevoie de sprijinul structurilor militarizate. Eu nu spun că vine Patrușev la Kremlin, adică șeful Consiliul de Securitate al Federației Ruse, un om foarte influent de altfel, care are și contacte prin America. Nu spun că vine, dar cine va veni va trebui să fie sprijinit și de Patrușev, pentru că, cel puțin în prima fază, e clar că serviciile secrete și militare vor trebui să păstreze, vor dori să păstreze cât de cât un control, ca să fie un scenariu cu adevărat ca Rusia să revină pe o cale democratică, să aibă șansă să construiască o societate de tipul celei occidentale, tu ar trebui să arestezi, practic, serviciile secrete, de la general până la portarul de la unitatea respectivă, să deschizi arhivele serviciilor secrete pe ultimii 30 de ani, să vezi ce crime au făcut. Lucrul ăsta, sigur, ar fi ideal să se întâmple asta, dar e puțin probabil să se întâmple asta. Nu s-a întâmplat asta în România. Uitați-vă ce greu și cu ce îmbrânceli din partea Occidentului România s-a mișcat pe drumul ăsta. Nu s-a întâmplat niciunde, pentru că pentru a face așa ceva trebuie să fii în S-a poziția să o faci, trebuie întâmplat, să ai nu. o putere foarte mare. Cum să, într-un S-a stat cu... întâmplat destul de repede în Germania Democrată, s-a întâmplat în În Polonia, s-a Germania, întâmplat da, în în Ungaria, Germania, dar s-a într-un întâmplat în stat Cehia. totalitar cum este Rusia, Bun, e altceva, de asta spun. n-ai Da. cum, pentru că puterea aia, trebuie să capeți puterea ca să arestezi serviciile secrete de sus până jos, nu? La asta mă Și refer. cine Nici să în le România nu aresteze? s-a întâmplat. Ei sunt Exact, puterea. păi asta zic, cine să o facă? Și ei poate să mimeze și opoziție și puteri, adică va fi un fel de tranziție care ar putea să semene cu România, numai că fiind vorba de Rusia, care e mult mai mare și care nu, cu o populație care are cu tot o altă cultură politică, temerea cea mai mare și riscul cel mai mare este ca Rusia, după cine vine după Putin, să nu reușească să stabilizeze situația și în câteva luni de zile Rusia să intre într-un război civil care schimbă cu totul datele probleme. Adică ce s-a întâmplat în Ucraina, practic Ucraina poate fi recuperată, poate fi refăcută, trebuie consolidată, pentru că după Ucraina urmează Rusia, o țară care nu știe cum va reacționa. Gândiți-vă, o țară în război civil, o țară cu arsenal nuclear, Nuclear, o țară cu sigur că da. rachete balistice, o țară cu nu, câteva mii de focoase nucleare, este coșmar. Până la post-Putin avem actualitatea și avem un război care a intrat într-o fază de uzură avansată. În ce fază suntem de fapt acum? Ce se întâmplă acum pe front? E, cum spune, o fază de uzură după retragerea rușilor de la Herson, după marea victorie a ucrainienilor care au recuperat întreg malul drept al Dniprului, nu? Continuă ofensiva ucrainiană. Zilele trecute au fost lovite baze militare la sute de kilometri, aflate la sute de kilometri depărtare de linia frontului. Una la Engels, în zona Saradov, alta în zona Rizaniului, la sudul Moscovei, cu avioane fără pilot, drone din acelea vechi sovietice care au fost îmbunătățite, ceea ce reprezintă o premieră.
din punctul meu de vedere, și arată totuși faptul că armata ucraineană e capabilă să treacă la operațiuni mult mai îndrăznețe, să atace baze militare departe de linia frontului, iar foarte recent a atacat și a distrus un pod în zona Melitopol. Deci pur și simplu eu cred că ucrainienii în acest moment se concentrează pe zona de sud ca să taie aprovizionarea, deci din cauza distrugerii podului. Nu, acum aprovizionarea Crimeei se face pe litoralul Mării Azov. Zona Melitopol ține practic sub control acest litoral. Ori aici, dacă ucrainienii avansează, pentru că au HIMARS-urile care trag la 70-80 de kilometri, trag foarte precis, pur și simplu își permit, reușesc performanțe de a distruge infrastructura rutieră. Recent au distrus pod. Asta înseamnă că complică tot mai mult viața rușilor. Acum, încă plouă pe front, în Ucraina, încă nu a înghețat pământul, deci a operațiuni militare, că spuneai că au înghețat operațiuni militare, operațiuni militare de amploare nu mai au loc. Singurele operațiuni militare importante e patinajul pe care îl face Rusia în zona Bahmutului, dar de mult îl face, de luni de zile. Într-o lună reușesc să avanseze aproape un kilometru, deci șansa lor. De văzut că acolo mai e populație civilă ucrainiană, dacă ucrainienii decid să evacueze populația de acolo și să se retragă din Bahmut, dar se pare că acolo totuși au instalații de apărare foarte bine puse la punct și sunt pierderi enorme înregistrate de trupele rusești. Vorbesc de, în principiu, de Wagner, de mercenarii Wagner, și recent sunt informații care indică faptul că lor li s-au alăturat și recruși cei mobilizați, care au fost puși oarecum straniu sub comanda mercenarilor Wagner și care forțează o victorie, pentru că rușii n-au mai avut de luni de zile o victorie cât de mică, iar Bahmut e un punct totuși important, unde e un nod de cale ferată. Este totuși greu pentru Ucraina, 40% din infrastructura țării de alimentare cu electricitate este distrusă. Cât de mare va fi presiunea iernii asupra Ucrainei? Pentru că și Rusia își continuă atacurile cu rachete, adică distrug în continuare ce e de distrus. Va rezista Ucraina, populația civilă, aceste ierni? N-am o răspuns la întrebarea dumneavoastră, cel mai probabil da. Faptul că ucrainienii doresc să lupte și au un moral foarte bun e demonstrat de ceea ce se întâmplă pe front în fiecare zi. Ucrainienii luptă pentru libertate. Pentru libertate lupt și în frig, și în pe căldură. Deci ei știu foarte bine pentru ce luptă, ei sunt determinați să lupte. E o națiune vitează. Sunt absolut de admirat. Ce observ însă e un fel de plictiseală, publicul e în România sau că în alte părți au obosit de subiect, e Ukrainian fatigue, să spunem, nu mai vor să audă despre război, vin sărbătorile, bradul de Crăciun, și publicul occidental uită faptul că undeva în Europa de Est zeci de milioane de oameni suportă zilnic bombardamente, milioane de oameni sunt refugiați, vorbim aici în general de milioane de femei, copii sau vârstnici, pentru că bărbații luptă pe front în continuare. Bun, nu e vorba numai de plictiseală, este vorba și de un cost pe care îl plătește și îl plătește și țările occidentale, un cost în facturi, în energie, sigur, nu comparabil cu prețul ucrainean, asta nu intră în discuție, dar este și această uzură a cotidianului care se prăbușește în capul oamenilor, trebuie să admitem lucrul acesta. Trebuie spus totuși faptul că nu războiul e vinovat pentru prețurile la gaz. Prețurile la gaz au crescut cu luni de zile, cu un an înaintea războiului, și creșterea lor se datorează nu atât războiului, cât bâlbâierilor Comisiei pe dosare sensibile privind energia în Uniunea Europeană. Iar în România cu atât mai mult. Deci, hai să nu dăm vina pe război și pe Rusia, unde nu e cazul. Sunt și greșeli care s-au făcut. Într-adevăr, o parte din prețul ăsta a crescut datorează, dar
noi nu importam cine știe ce cantitate de gaze din Rusia, nu importam energie electrică din Rusia, comerțul României cu Rusia, iar la în Germania nu e nicio creștere. Dacă vă uitați acum și pe bursă, o să vedeți că prețurile la gaz n-au crescut, că Germania ca niciodată, 90 și ceva la sută din depozite sunt pline cu gaz pentru această iar, iar dacă Germania în ultimii 15 ani nu s-ar fi abandonat în brațele Rusiei, astăzi situația nu doar a situația ar fi Germaniei, fost probabil a Europei ar fi fost alta. Diferită. Ar fi fost atât de dependent de Rusia. Arman Goșu, mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei. Citiți Putin, Obsesia Imperiului. Sunt convinsă că veți înțelege mult din ceea ce trăim și din ceea ce ni se întâmplă. Dragi prieteni, ne reauzim din nou joia viitoare într-o ediție, sper eu, specială, dedicată celor 33 de ani de libertate și democrație pe care poate nu mai știm să-i apreciem așa cum trebuie. Să aveți o săptămână minunată! Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.